Legat de bursa din România, cum ai menționat, na, acum să ne gândim că în ultimii, din 2000 până încoace, bursa a avut undeva o medie de 19%, cam așa, creștere în fiecare an. Adică dacă noi investeam acum în 2000 câte, nu știu, o sumă de bani X, erai cel mai în câștig față de cele toate bursele ever. Adică să nu vorbim. 19%, media S&P 500, care să luăm așa ca referință, a fost undeva la 9,3%. Deci suntem bine. Salut și bine ați venit la noul sezon și noul episod al Banii Vorbesc, sezonul numărul 6. Sezonul. Nu sori, sarse. Nu credeam că o să ajungem până aici. Am avut momente când m-am îndoit legat de lungivitatea acestui proiect, încă îl consider un proiect, dar am să spun acum în primul episod, vreau neapărat să ajungem la sezonul 10. Deci aș vrea să ajungem la 10. Mamă, 10 sezoane. Ceea ce înseamnă, dar nu mai e mult. Am trecut de jumătate, să zicem. Sau acum, practic, ăsta este primul episod al doilea jumătăți. Nu știu, mă bucur, sincer, nici eu n-am avut. N-am crezut că o să ajungem aici. Dacă a venit dintr-o idee și dintr-o, pur și simplu, hai să facem chestia asta și hai mă să facem cât este. Cumva a ajuns să fie un episod și un, nu știu, un podcast foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere. Chiar dacă au apărut mult mai multe în ultima perioadă, dacă în momentul în care am început noi, cred că eram singurii pe educație financiară la propriu și cred că nu era așa cunoscută zona asta de podcast. Acum mă gândesc că sunt foarte multe, nu-i văd ca pe o competiție, dar mă bucur cumva că piața crește și mă bucur cumva că în ultima perioadă am avut și parteneriate cu diverse companii care spune faptul că episodul și, să zic, emisiunea noastră crește destul de mult. Da, cred că și pe mine mă bucură semnele astea că nu suntem insignifianți, reprezentăm ceva, existăm aici, ne conferă această identitate și este valorificată. Cred că partea a doua și cumva de aici pornisem cu obiectivul de a oferi această educație financiară și altora, am mai zis asta, dar o să o repet, în momentul în care începusem podcastul, eu nu eram investitor și nimeni din cercul de apropiat de prieteni sau de familie nu era și acum, bine, de fapt, chiar după câteva sezoane, după 3-4 sezoane, familia apropiată, toți sunt investitori, eu sunt investitor și majoritatea prietenilor sau cercului de prieteni care nu s-a schimbat dramatic, că nu mi-a schimbat prietenii ca să umblu cu investitori, să zicem. Și adică văd clar schimbările și mai mult decât atât văd mai departe de cerc persoane pe care eu nu le cunosc, dar care au fost impactate de persoane pe care le-am impactat direct, indirect, cu podcast-ul și așa mai departe. Și când vezi o astfel de schimbare, e exact ce mi-am dorit. Adică asta e și având oportunitatea să facem să crească și mai mare și vom discuta despre planuri și idei pentru anul ăsta și pentru viitor, e un motivator extraordinar, este un combustibil extraordinar de puternic, o motivație incredibilă să mergem mai departe. Exact. Faptul că nu știm neapărat cât de mulți oameni ne-au ascultat și ce impact am avut, dar vedem impactul ăsta asupra prietenilor apropiat, să zic așa, și ei, chiar mulți dintre ei și de-ai mei și mulți, cred că cum ai spus și tu, mulți au început să investească, au început să investească în diverse lucruri, poate, pe care nici noi nu le știam, adică dintr-o dată, pur și simplu, motivația de a investi cumva le-a adus și cumva asta ne-am și dorit, cumva să-și administreze banii mai bine, că am avut multe episoade pe zona asta, de cum să ai un mindset, să zic, de bun pe zona asta de finanțe și după aia evident cum să-ți investești banii, pentru că ok, economisești, dar ce faci ulterior?
Și cred că am vorbit despre foarte multe lucruri. Am vorbit despre imobiliare, am vorbit despre aur, am vorbit despre investiții la bursă de nenumărate ori, am vorbit despre cripto la fel de nenumărate ori. Dar cumva subiectele astea întotdeauna o să se evolueze, întotdeauna o să fie ceva mai mult, mai mult, mai mult și sunt sigur că o să avem noi episoade despre subiectele astea, pentru că sunt foarte importante și mereu sunt foarte căutate. Sunt subiecte care îmi place ideea, pe de-o parte, că apar subiecte noi, cum este zona asta de peer-to-peer lending. Am avut spre finalul sezonului precedent episod despre investiții fracționare în obiecte de lux, din nou ceva ce acum câțiva ani nu cred că se putea discuta și dacă exista, poate nu era disponibil pentru români. Deci îmi place foarte mult că încercăm să mergem mai departe de sfera clasică a investițiilor, cum ai zis și tu, pe bursă, cripto, care deja a devenit destul de clasică, să zicem, acolo. Și apoi aspectul numărul 2, faptul că ce ne dorim să facem, de asta tot îl numesc proiect, sau la un moment am schimbat de la ideea de podcast la ideea de proiect, vrem să mergem mai departe cu ideea asta. Sunt niște lucruri pe care noi le-am discutat. Nu este nimic bătut în cuie specific, dar sunt mai mult decât episoade. Adică, uite, de exemplu, tu ai început să postezi pe TikTok de câteva zile. Da, intrai să mă urmăriți pe TikTok. Da, ăsta este un plan de-al meu pe care l-am în 2022, adică să încep să fac mai mult zona de video. Parcă așa un pic mă motivează. Am început acum cu zona de TikTok și cred că în următoarea perioadă rămân cu zona de TikTok, pentru că poți face destul de ușor videourile acolo și poți să le pui așa în filmulețe destul de scurte, mai multe idei pe care le ai. Poți să le filmezi oriunde, oricând, pentru că doar cu telefonul este suficient. Și mă gândesc că poți face lucrul ăsta destul de repede, dar cumva spre mai încolo poate voi încerca și zona de YouTube. Mereu mi-am dorit și zona de YouTube, dar acolo este nevoie totuși de mai multe, să zic, lucruri, mai multă aparatură în spate, pentru că trebuie o calitate destul de bună la nivel de videouri, dar astea le vom face așa ușor, ușor pe rând. Asta cu TikTok am primit o provocare, să spunem, de la niște prieteni pe zona asta. Sper să reușesc în ianuarie, să luna aceasta, să încep și eu. Da, de asemenea, mi se pare un mediu, chiar dacă, cel puțin pe partea de podcast, încercăm să fim neapărat serioși, dar foarte focusați pe a oferi informații relevante, înțelegem aspectul că există elementul ăsta de edutainment, ok, vrem să fie totuși fun, nu neapărat clickbait, să nu oferim informații eronate sau să nu încercăm să părem că oferim alte informații decât cele de acolo, dar e foarte important cum atragem oamenii și vedem din ce în ce mai mult, spuneai și tu, niște generații mai noi care intră în partea de investitori. Pe generațiile noi nu prea le atragi cu discursuri lungi, cu webinarii, ci clipuri scurte. Acum, dă-mi acum o valoare în 10 secunde, 5 secunde, că altfel mă duc altundeva, mă duc la cineva care vorbește interesant despre cripto sau investiții sau... Exact. Oricum, pe TikTok și obiceiul este de a vedea clipuri scurte, pe YouTube poți vedea totuși clipuri mai lungi, dar nu, depinde cumva că de acolo ți-e inspirația, eu așa văd pe TikTok că ți-e inspirația, că într-un minut sau, nu știu, 15 secunde sau, nu știu, câteva secunde în plus, nu poți să ții informații și o educație completă, că n-ai cum. Dar îți iei inspirația și după aia cauți în alte surse, cauți pe YouTube, cauți pe blog, evident, pe multe alte lucruri, unde poți să-ți crești cumva zona asta de cunoștință. Tu ai menționat deja niște aspecte pe care ți le-ai propus pentru 2022, sunt sigur că nu le știu pe toate, deci una ar fi partea de TikTok pe care ai început-o deja și vrei să te ții cel puțin 3 luni de așa ceva, după care Casa Mihai, care practic există, este reală, locuiești în ea, urmează să dezvolți, urmează Airbnb, urmează studio de podcast. Da, exact. Cumva ușor, ușor dezvolt acolo. Acum am început chiar munca la zona de jos, din demisol, unde o să fie și partea asta de Airbnb.
Dar cumva acolo lucrurile merg așa încetul cu încetul, dar merg. Fiind iarna, nu pot să evoluez foarte mult în construcții, ceea ce înseamnă că aștept cumva mai mult primăvara să vină. În rest, multă muncă la agenție, la The Pharmacy, multă muncă acolo, asta contează. Multe lucruri pe care le mai aștept să le dezvolt, cum ar fi un curs de peer-to-peer. Suntem în demersuri cumva nu avansate spre finalizarea cursului, adică suntem spre ultima 100 de metri. O să urmeze o perioadă de corecturi, chestii, lucruri de genul ăsta pe partea asta și abia aștept să-l lansez și sper ca tot mai mulți oameni să fie interesați de subiectul ăsta. Eu unul sunt interesat de el din 2017, când cred că am scris pentru prima oară și printre primii oameni din România pe subiect. Dar ușor-ușor a crescut. Se bucură cumva de o popularitate și de niște randamente destul de bune, zic eu, doar că cumva cred că a crescut prea mult zona cripto și a intrat peer-to-peer într-o cod de umbră, pentru că lumea este mult mai atrasă de zona asta de cripto. Și evident, după aia să-mi continui efectiv planurile de investiții pe care le am de destul de mult timp, nu prea se schimbă acolo prea mult direcțiile. Însă dacă e cineva interesat, poate să intre pe laurențiumihai.ro, este un articol despre planurile mele complete. Mm-hmm. La tine cum e anul ăsta? Revenind un pic doar o secundă la cursul ăsta de peer-to-peer lending, mi-ai spus că este destul de dens, are deja câteva sute de pagini de material și nu doar că este destul de sigur cel mai complet astfel de curs din România, dar poate și din lume pe baza... Din punctul meu de vedere, n-am verificat, evident, în zona asta, în state, că totuși subiectul acolo e de foarte mult timp, mult mai mult timp decât în Europa, dar ce am testat și ce am văzut eu așa prin Europa, prin țările în care, să zic, unde este subiectul destul de, să zic, avansat în cunoștințe, n-am văzut așa un loc unde să fie atât de multe informații. Și este chiar un loc unde te mergi de la început, adică ești mega începător, nu știi ce înseamnă și ajungi să știi efectiv ce platforme de peer-to-peer să alegi sau ce platforme de crowdfunding pe real estate să alegi, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok, și să ajungi cumva să investești pas cu pas, plus că am reușit împreună cu colegul care fac cursul cu Adrian să facem rost de anumite oferte speciale pentru cei care iau cursul și o să aibă niște bonusuri dacă își fac contul, nu știu, pe acele platforme pe care le avem. Chiar ne bucurăm că am reușit să facem lucrul ăsta și, nu știu, abia aștept să-l lansăm. Mă gândesc undeva prin februarie o să fie lansare. Ah, super. Deci deja oamenii să se pregătească că o să vină în foarte scurt timp. E interesantă partea de peer-to-peer lending. Îl știu și eu pe Adrian și îmi recomandase și este cu siguranță o persoană foarte knowledgeable, foarte în subiect. Acolo este el ca job să ocupă. O să fie și un episod, scuze când te întrerup, o să fie și un episod pe Banii vorbesc despre asta. O să vorbim și cu el, o să fie o discuție interesantă. Abordăm subiectul destul de larg atunci. Mm-hmm. Mi-a dat încredere să încerc astfel de platforme. N-am apucat cumva, uite, am intrat anul trecut pe zona asta fracționară de obiecte de lux, mi s-a părut interesantă. Cred că pentru mine anul ăsta ar însemna la nivel personal, să zicem, nu pentru podcast, ar însemna două aspecte cumva. O diversificare pentru testare. Vreau să văd cum e cu peer-to-peer lending, vreau să mai văd alte câteva zone neexplorate în zona asta de investiții. Mi se pare că în continuu ai ce să descoperi, ce să înveți și să testezi cu niște sume micuțe. Și apoi o parte de, în propriu spus, automatizare, dar... Un schedule, vreau să am un program, ok, în fiecare lună vreau să se ducă niște sume în aceste direcții. Am simțit așa că anul trecut am început un pic mai serios, am intrat și pe BVB, mi-a plăcut, sunt randamente bune, n-am avut vreo problemă niciun fel, nici cu platforma, nici cu tranzacționarea în sine, nici cu altceva și am zis, bun, pare că lucrurile sunt stabile în sensul de workflow, să zicem, funcționează, aș vrea să duc mai departe. Asta e o mare problemă și simt clar că până nu o depășesc, nu voi vedea creșterile astea care la care mă aștept, pe care le-am văzut că se pot face
Și în anumite aspecte se pot automatiza, deci se pot trimite sume direct, în alte contexte trebuie să fiu eu acolo să fac aceste tranzacții, dar nu sunt foarte multe, adică diversificare nu ar însemna să am 100 de instrumente, de exemplu, financiare. Dar să mai descoper, să mai înțeleg, uite, îmi povestea un prieten despre licitații organizate de ANAF pentru proprietăți pe care ei le-au luat și cum se desfășoară procesul. E un prieten care are un teren care a crescut deja în valoare, în termen de un an a crescut, cred că peste 20%, recent și-a mai cumpărat un teren. Îți dădusem și ție link-uri deocamdată în glumă, dar din nou, idei, locuințe în Statele Unite unde există case la 30.000 de euro, 50.000 de euro sau echivalentul în dolari, unde dacă sunt administrate, dacă sunt fixer-upper-le și le recondiționezi și ai un context în care ai putea să faci chestia asta, chiriile sunt dramatic mai mari decât ce este aici, adică aici dacă vorbim 200-250, 350 de euro și mai departe, acolo 800 de dolari, 1000 de dolari nu este deloc neobișnuit. Mi s-a părut foarte interesantă discrepanța asta și aici cumva poate se întoarce la zona de peer-to-peer lending. Aș vrea să descoper oportunități globale, aș vrea să zic ok, mă limitez la bursa din România sau la un ETF. Vreau să rămân cumva flexibil în aspectele astea, dar să fiu și constant. Asta cred că este cea mai importantă parte, partea de a fi mai constant în decizii. Și tu, în articol, văzusem, cred că aveai 10 obiective, stăteasei foarte multe lucruri, foarte multe acțiuni pe care vroiai să le iei anul ăsta. Ca să revin un pic la ce ai spus tu, partea asta de automatizare foarte, foarte mișto și cred că tot mai mulți vor încerca să facă automatizat totul, în sensul că să extragă din contul bancar suma X, să se ducă acolo suma Y, suma nu știu ce, deci cred că se poate, nu cred că e o problemă, dar cred că trebuie un pic așa acolo să te uiți. Acum depinde cum vrei tu, ori să fii super pasiv, cum ai spus, automatizări, nu contează cum, ori să fii și un pic mai activ, să te uiți acolo exact înainte să cumpere. Poate nu cumpărați, cumpăr mâine și așa mai departe. Legat de bursa din România, cum ai menționat, na, acum să ne gândim că în ultimii, din 2000 până încoace, bursa a avut undeva o medie de 19%, cam așa, creștere în fiecare an. Adică dacă noi investeam acum în 2000 câte, nu știu, o sumă de bani X, erai cel mai în câștig față de cele toate bursele ever. Adică să nu vorbim. 19% media S&P 500, care să luăm așa ca referință, a fost undeva la 9,3%. Deci suntem bine. Suntem foarte bine, însă nu mai prevăd să mai crească chiar cu 19% de acum încolo. Însă având în vedere inflația care crește, s-ar putea să mai crească și în 2022. Nu văd un creș cel puțin în acest moment. Chiar dacă în 2021 vedeam un creș al bursei, poate 2022, dar acum mi se mai schimbă un pic percepția. Încă nu se știe, încă este prea devreme. Eu în 2022, da, am multe planuri, da, multe planuri, în special pe investiții pe care le fac în mod constant. Dacă în 2021 cumva n-am făcut așa de multe investiții precum mi-am dorit, pentru că am investit destul de mulți bani în casă, am investit și chiar și în 2022 să investesc ca să finalizez totul. Cumva în 2022 vreau să-mi reiau fluxul. Cumva dacă în 2021 am scăzut din sumele investite destul de mult, adică am făcut dollar cost average, dar cu sume mult mai mici, și pentru că nu știam ce se întâmplă cu piața, dar și pentru că în special aveam în altă parte ce vreau să fac, aveam alte lucruri, în 2022 vreau să-mi reiau lucrurile astea, dar la fel, un dollar cost average, și asta recomand tuturor, în perioade de incertitudine până la urmă, dar nu știu, o incertitudine în care bursele cresc mereu, așa, să investească, dar practic să-și lase și un cash acolo în caz de ceva.
Nu o să mai fie crize financiare precum în 2008, unde să scadă cu 80, 70, 80% și după aia să crească în timp. Din punctul meu de vedere, având în vedere tehnologia și având în vedere că fiecare investitor poate să facă în două secunde de pe telefon să investească în ceva anume, cred că acum o să fie spike-uri doar, în sensul că o zi, două, trei, cinci, o săptămână o să fie o scădere, după aia iar o creștere, cum a fost când a venit pandemia, în martie. Adică atunci acolo a fost maxim o lună o problemă, după aia totuși a revenit aproape la normal. Așa prevăd eu. E foarte interesant că îmi amintesc că a fost recent, de 2 ani deja, nu mai putem să spunem că am fost anul trecut. Imediat 2 ani, da. Mă uitam pe grafice, pe orice, dar în special și pe ETF S&P 500 și vedeam o scădere acolo și zic, uite, e pe roșu și ce se întâmplă, nu știu dacă ar trebui... și după care de fiecare dată când vedeam chestia asta, că era temporară o zi sau exact atunci în 2020, ziceam ok, hai să ne uităm pe un termen mai lung, hai să dăm zoom out totuși pe 3 ani, 5 ani. Uite, trendul este foarte ascendent. Da, au fost niște dips, dar foarte rar spre niciodată a scăzut dramatic și să nu-și mai recupereze, să nu se mai recupereze. Deci a fost, cum ai zis și tu, este o incertitudine încă, dar poate mai puțin ca în 2020, când parcă era o dramatic, nu știam ce se întâmplă, mureau companii și industrii întregi. De acord cu tine că nu cred că o să se mai întâmple chiar ce s-a întâmplat acolo și cel puțin pe zona de pandemie, pe zona de ce se întâmplă la nivel global, pare că s-au mai liniștit lucrurile, se discută de faptul că nu ar mai fi nevoie de a patra doză, de... acest herd immunity, sigur, s-a discutat de mai multe ori de acest aspect. Văd semne bune, văd alte modalități, alte aspecte, alte tipuri de modul de a ne proteja în afară de aceste vaccinuri. Și atunci cred că asta dă încredere. Când oamenii au încredere și se întâmplă să aibă și cash, dacă au, cum ai spus tu, că ar fi bine să aibă niște rezerve, cred că se vede shift-ul. Robinhood a avut cele mai mari creșteri și bursa din România, cele mai mari creșteri la număr de investitori în 2020. Și se vede în România a avut de 10 ori, aproape. Oamenii aia nu pleacă. Deci dacă există încredere, dacă există bani și ei deja sunt în plug-in în aceste platforme, păi ei au motive și venim și noi însemnăm toți din comunitatea asta de educație financiară, fie România, fie globală. Asta înseamnă că ar trebui să le crească apetitul, ar trebui să crească numărul de investiții și numărul de investitori, poate nu atât de dramatic și asta îmi dă și mie încredere. Zic, stai așa, hai să ne întoarcem la principiile de bază. Ce e ETF-ul? E o adunare de companii. Care sunt companiile? Cele mai bune companii. Păi, cele mai bune nu neapărat că rămân pentru totdeauna, dar știu ele ceva de au rămas acolo, de continuă să crească. Și atunci când mă întorc la aceste principii de bază, zic că ok, are sens aspectul ăsta, înțeleg un pic mai bine, înțeleg de ce ar trebui să fac aceste mișcări și scade această spaimă. Bă, dacă se duce la zero, dacă pierd, dacă la, mai ales cu instrumente care există de sute de ani și care sunt atât de verificate și de stabile pe termen lung, spaima nu și are locul aici. Da, da, nu, așa este, adică să nu uităm că, în special pe bursă, sunt instrumente și indici care sunt de atâta timp, se calculează și orice, o să mereu cred că o zic de fiecare dată când discutăm, orice scădere are o creștere și orice creștere are o scădere. Din punctul meu de vedere, de acum încolo, nu o să mai fie scăderile așa de mari, dar o să fie și revenirile destul de rapide, deci... nu știu, vom vedea, dar acum, nu știu, acum la ce vremuri trăim, faptul că să nu investești în așa, mi se pare destul de nebunesc, pentru că putem investi fără nicio problemă și nici nu trebuie să, ok, trebuie să ai cunoștințe de analiză, să analizezi un pic lucrurile, dar nici așa, dacă vrei să investești pe termen lung și, na, hai să nu luăm cripto, să luăm pe termen lung ETF-urile astea foarte mari, S&P 500, MSCI World, lucruri de astea care investesc cu MSCI World, investesc în 1600 de companii din întreaga lume. Așa, chiar fără niște cunoștințe, fără deloc cunoștințe de educație financiară sau de investiții,
investești lună de lună și n-ai cum să pierzi. Nu știu, efectiv, istoria ne spune că n-ai cum să pierzi dacă mergi pe termen lung. Chiar dacă n-ai zero cunoștințe și zici, nu contează, investesc în asta. Acum, dacă investești în niște ETF-uri foarte, să zic, exotice, sunt șanse să pierzi. Dar acolo te duci când ești un pic educat. Când nu ești educat și totuși vrei să investești și nu vrei să-ți bați capul deloc, mergi pe ce merge la nivel global și este totul în regulă. Ce rămâne aici și poate mai facem câteva episoade și materiale pe tema asta, elementul ăsta de mindset, că suntem în continuare foarte atașați de sume, oricât de mici ar fi, poate considerăm că am câștigat banii ăștia cu greu și dacă îi pierdem se duce ceva din valoarea noastră, pierdem noi sentimental ceva, simțim o durere emoțională pentru astfel de scăderi sau pierderi, dar cred că nu se rezolvă în discuții, nu se rezolvă în cursuri, se rezolvă în practică. Să încerc să fac o comparație, eu nu știam să gătesc acum câțiva ani, nu zic acum știu, dar am devenit mult mai implicat în proces și e simplu să zici, ok, nu mi-a ieșit preparatul ăsta, ok, înseamnă că nu voi mai găti niciodată. Da, ok, ingredientele te-au costat 10 lei, 15 lei, 20 de lei maxim, că oricum nu am început cu lucruri exotice. Și care e de fapt soluția? Hai să mai încercăm o dată, hai să încercăm altceva, hai să cerem ajutor, știind că este o chestie pe care vrem să o îmbunătățim și că ne ajută, de ce să nu mergem mai departe? Și aici cred că sunt multe lucruri pe care le putem face. Aici poate mergem un pic și în zona de obiective sau direcții pentru podcast, fie că sunt provocări sau ceva, discuții de grup, cumva să luăm persoane care n-au investit niciodată sau care au investit foarte puțin sau care le-ai frică de investiții și în termen de câteva luni să încercăm să le scădem această frică. Pentru că nu, cum ai zis și tu, deja toate resursele sunt la dispoziție, toate instrumentele, sumele sunt din ce în ce mai mici. Sunt câteva platforme în care poți să investești de la un dolar, cred că inclusiv Revolut. Nu mai există scuze în zona. Da, nu mai este scuze, nu mai sunt scuze. Și da, acum dacă ai vorbit un pic de planurile podcastului, acum poate dau și eu cer un ajutor celor care ne ascultă, cât să ne ascultă și dacă vor și au un feedback pentru noi, poate să ne trimit un e-mail pe contact@laurențiumihai.ro și le preiau eu și le voi discuta cu tine, Sorin. Chiar ne-ar ajuta orice feedback, orice plus, nu știu, subiecte pe care le-am putea aborda și nu le-am abordat, că nu putem să le gândim chiar să le știm toate subiectele, oricum am abordat foarte multe subiecte în acești 5 ani, 5 sezoane, și chiar ne-ar ajuta un feedback. Cu siguranță, sau un lucru pe care vi l-ați dori să-l vedeți mai mult decât a fost până acum. Foarte, foarte util și ne-ar fi nou util și ar fi pentru întreaga emisiune util. Am încercat exercițiul ăsta de a planifica cumva și acum câțiva ani, doar că recunosc că nu m-am ținut de lucrul ăsta și nu s-a întâmplat în mod logic. Anul ăsta simt mult mai... Sunt mult mai entuziasmat. Unul dintre planuri sau, hai să zicem, idei, plan, poate e mult spus. Avem aceste materiale, avem deja peste 100 de episoade. Ele ca episoade, mai, chiar și episoadele mai vechi, mai sunt ascultate. Nu atât de mult, dar mai sunt. Vrem să le luăm, să le transformăm în niște mini e-book-uri. De exemplu, am abordat discuție despre subiectul bursă de, hai să zic, 5 ori, 10 ori, probabil de 10 ori cel puțin. Vrem să luăm, să transcrim episoadele, să scoatem niște idei principale și să le reunim în niște e-book-uri organizate pe tematici, după care venim tu cu ideea, ok, dar am putea să facem totuși audiobook-uri, putem să combinăm ce s-a discutat acolo, putem să luăm ideile principale și să le, să zicem, povestim noi sau să mai adăugăm context. Dacă sunt e-book-uri, ar fi că destul de triste să fie doar text, putem să adăugăm și materiale interactive, video-uri, quiz-uri și așa mai departe, că trăim deja în digital, nu ne gândim atât de mult pe zona de
de print, deși sigur ne-ar entuziasma și ideea de genul ăsta. Și vrem să extindem de asta tot îl numesc proiect. Sper că anul acesta să fie mai clar și pentru noi, dar și pentru public, pentru comunitate, faptul că podcastul e doar începutul a ce vrem să facem. Nu e this is it, nu se termină aici. Vrem să fim mai prezenți pe social media, mai prezenți însemnând prezenți, cu niște conturi oficiale pentru Banii Vorbesc. Și aici avem niște planuri pe zona de repurposing, ca și prin pas. Vrem să luăm bucăți din episoade și să le transformăm în secvențe, în clipuri, YouTube Shorts, Stories, Reels, TikTok și așa mai departe. După care a început pe TikTok, voi începe și eu, vedem cum facem și acolo niște conținut, că facem dueturi sau altceva specific pentru platformele astea. La fel, a început deja și pe social media, deci ești deja înaintea proiectului, înaintea podcastului, să zicem. Și cred că au mai fost. Deci astea au fost două idei clare pe care am zis clar că vrem să le facem. Ca o completare la zona de audiobook-uri, foarte, foarte mișto, zic eu, ar fi ideea, mai ales că zona asta de cărți audio au început să fie și ele destul de căutate. Sunt tot mai mulți oameni care vor să le asculte în trafic, sunt tot mai mulți oameni care vor să le asculte la birou, pe fundal, sunt tot mai mulți oameni care cumva vor să asculte lucruri și educație, nu doar muzică. Și asta se vede și podcastul. Piața podcasturilor a crescut. Evident că dacă a crescut piața podcastului, radio l-a crescut. Am văzut în audiențe la radio că este mereu într-o creștere zona asta. Chiar televiziunea a scăzut față de astea două. Așa, și cred că și zona asta de audio. Și eu, din punctul meu de vedere, așa ca temă, da, pe zona asta de investiții ar fi foarte fain și dacă e să o luăm așa pentru investiții, pentru începători, să luăm anumiți invitați foarte importanți și foarte cunoscuți pe care am avut sau poate pe care nu am avut și facem de la zero și să facem un fel de tutorial cum au început ei să investească efectiv, știi, și să fie, nu știu, 10, 12, 15 invitați, nu știu, asta încă nu e planul gata făcut și facem cum au început ei să investească și la fiecare, evident, fiecare a început diferit. Eu am început diferit, tu ai început diferit. Nu știu, acum mai luăm alți oameni cunoscuți care sunt în online și poate să ne împărtășească, fiecare a început diferit și cred că e bine cumva cei care încă nu au început și vor să înceapă să aibă niște modele și mă gândesc că un audiobook pe zona asta ar fi foarte ok și cred că atât tu cât și eu suntem cumva destul de dornici să-l facem poate anul ăsta. E posibil, deci cred că în alți ani îmi găseam scuza că este o chestie de timp. Cred că anul ăsta am regândit cumva și este mai degrabă o decizie de prioritizare și o provocare a focusului, de fapt, cum deduci focusul, cum realizezi acest lucru, că timpul îl găsești, faci management, ne gândim cum rezolvăm. Mai un aspect, partea de parteneriate și suntem în discuții cu cel puțin una dintre platformele care s-au lansat recent pe zona de audio, audiobooks, în curând și podcast și cred că mai au ceva, conținut audio, cărți de conținut, orice este conținut audio în platforme din România. Și vom fi, sper eu, prezenți acolo pe cel puțin o platformă anul acesta. Asta însemnând creșterea reach-ului. Vrem să fim mai găsibili, vrem să extindem, la fel și prin social media, la fel, vrem să extindem cine ne găsește, să ajungă mai multe persoane în zona asta. Tot pe ideea de a crește reach-ul, vrem să... Ceva ce am mai încercat în trecut, doar că nu cred că am bătut în cuie foarte clar, să aducem oameni care nu sunt din sfera financiară, dar să-i întrebăm de zona financiară și avem un episod pe care l-am înregistrat deja, va apărea în aproximativ 3 săptămâni după acest episod, nu o să zic cu cine este un muzician din România și l-am întors pe toate părțile despre cariera lui și despre cum se fac banii în muzică. Mi se pare un subiect fenomenal și hai să nu zic o premieră, dar vine cu un aspect foarte interesant pentru industria muzicală, ceva care, cel puțin la modul ăsta, nu s-a mai făcut și mi s-a părut foarte entuziasmant și ar fi primul dintr-o serie pe care vrem să-i tot aducem, să vedem dacă
publicul, dacă se extinde audiența publică, audiența podcastului prin audiența lor, asta e marea provocare. De unde să mai atragem? Că zona financiară ne cam știm toți între noi, e limitată, trebuie să extindem cumva. Cred că este anul în care ar trebui să ne întindem, să zicem, tentaculele în mai multe zone. Deci astea sunt încă două aspecte. Unele vor merge de la sine, adică partea de prezență pe platforme nu necesită un efort extra aproape deloc în momentul în care se întâmplă, iar invitați oricum găseam, căutam, acum o să avem și șansa să ni se recomande mai mulți din alte sfere, deci sunt realizabile, văd că aceste lucruri nu sunt doar idei, chiar putem să le numim obiective și sunt realizabile. Mai dăm așa unul audienții noastre și celor care ne ascultă, dacă aveți, nu știu, idei de invitați pe care nu i-am avut și pe care vi doriți să fie aici alături de noi, la fel, pe contact @laurențiumihai.ro, veniți cu ideile, noi le vedem cât putem să ajungem la ei, că na, la unii ajungi destul de greu, la unii ajungi destul de ușor, nu pot spune că mulți zic da, mulți spun nu, că n-au timp, poate. Na, bine, da, măcar să avem idei, să vedem cum, ce mai vreți să ascultați, pe cine mai vreți să ascultați. Și evident să vedeți că suntem și pe YouTube. Pe YouTube suntem mai mult prezenți așa ca, să zic, acțiune de a fi acolo. De mai mult și asta cred că 99% suntem ascultați audio. Asta este clar în acest moment. Mai am eu câteva, sunt tot așa sub umbrela asta mare, nu știu, nu cred că se vor întâmpla anul acesta, dar aș vrea să le menționez, cred că cel puțin unul dintre ele a fi și tu pentru prima dată. Unul este un fel de, cred că l-am numit un fel de ghid alternativ de a face bani online, cam așa ceva, adică au apărut între timp foarte multe, mă rog, online poate nici nu trebuie adăugat acolo, au apărut foarte multe metode de a face bani, de la a fi livrator, de a fi șofer, part-time, freelancing și așa mai departe, la tot felul de investiții în cripto, de exemplu, care îți oferă randamente constante, fixe, la a lucra pe platforme Fiverr, Upwork și așa mai departe. Vreau să construiesc un ghid alături de persoanele care chiar fac aceste joburi, hai să zicem, alternative, sau să e un fel de ghid de side hustles, ce pot să fac în timpul liber să mai fac bani, cam așa ceva, dar adaptat la ce se întâmplă acum. Dacă vreau să fac bani de pe telefon, ai putea să faci chestia asta. Și din nou, va fi alături de persoane care chiar fac chestia asta, va fi specific și realist, punctual. Și al doilea e tot un proiect de content, să-l numim, o bucată de content. Aici e un proiect mai larg. Ar fi un fel de adaptare al cărții The Millionaire Next Door pe România. Ar fi un fel de sumarizare a discuțiilor cu, să vedem dacă ajung, la discuții cu 100 de români care sunt independenți financiar. Și să vedem ce idei putem să extragem de acolo și dacă se regăsesc niște pattern-uri. Deocamdată cu câteva sub 10 persoane cu care am discutat, singurul pattern care se repeta era că au ajuns acolo prin investiții imobiliare. Ceea ce, uitându-ne la România, că avem cei mai mulți proprietari din Europa și pe locul invers, la ultimul loc este Germania, nu ne miră aspectul ăsta, dar e mult de săpat acolo, abia am început, e doar în faza de gândit de proiect, dar încerc să iau mai mult, deci cum ai zis și tu, nu mai există, nu cred că venim noi cu cine știe ce tactici, strategii noi de a investi, cred că trebuie să lucrăm foarte mult la partea de motivație, entertainment, de a aduce oameni în zona asta, de a-i motiva și apoi să zică bun, vreau să fac, să le facem acest declic, vreau să fac chestia asta, cum fac, ok, mă informez de la voi, de la tine, de la mine, de la altcineva, dar important e să se întâmple acest moment și cred că asta este cea mai mare provocare, când se declanșează schimbarea asta de la 0 la 1, aia e cea mai mare, pentru că după aia lucrurile merg la sine, dacă ai un cont pe orice platformă, pe BVB, Revolut, Crypto, orice,
o să ai o motivație să vrei să faci lucruri acolo, dacă ești acolo. Exact, și mai ales că motivația vine, știi cum e, foamea vine mâncând, cum e. Motivația vine în timp ce începe, adică niciodată când începi o să-ți fie întotdeauna foarte greu, știi? Și când vezi sume mici, investești sume mici și vezi sume destul de mici pe care îți vin, poate atunci urmează, bă, dar de ce fac asta? Puteam totuși să-mi iau un telefon nou decât asta, nu știu, lucrul ăsta. Dar lucrurile vin în timp, vin în lucrul timp. Și acum puțin timp am ascultat un manager de fond de investiții și zicea că un om cam după cam 2 ani începe să-i placă, ghilimele, jocul de a investi. Că nu este un joc, asta să înțelegem. Îi place pentru că atunci începe să vadă cifre, atunci începe să vadă cum funcționează, atunci îi vede randamente, deja îi sclipesc ochii și când vede să îi sclipească ochii, deja începe să investească mai mult și cumva încearcă mai mult să obțină și așa mai departe. Și atunci cred că este una dintre... atunci se întâmplă lucrul ăsta. De asta, startul este greu, startul, dar în orice, adică dacă suntem la început de an acum, câți dintre oameni și-au dorit să meargă la sală la început de an? Mereu startul este așa, își cumpăr abonamente, după aia nu mai merg și așa mai departe. Dar cum e regula aia de 2 minute, dacă vrei să începi un nou obicei de a merge la sală, mergi la sală și stai 2 minute la început. Și stai o săptămână câte 2 minute pe zi, după aia crește la 3 minute, la 5 minute. La fel și în investiții. Începe cu 50 de lei la început, că poți chiar și cu 50 de lei să investești în anumite platforme. După aia crește sumele, vezi cum este. La fel este și când vrei să economisești bani. Poate tu nu poți să economisești 10% din venitul tău, dar începe cu 1%, începe cu, nu știu, 100 de lei pe lună, maxim. După aia mai mult, vezi cum este tot timpul. Nu trebuie să vezi, să te uiți la anumiți oameni independenți financiari care economisesc și au ajuns să ajungă să fie independenți financiari cu rate de economisire de 70%. Este foarte greu să faci asta din prima și poate nici, nu e nici cum să faci chestia asta, că dacă câștigi 3.000, 2.000 de lei, sume mai mici de bani, care sunt media pe România, nu prea ai cum să economisești 70% din venit. Dar economisești o parte din venit și după aia un focus de-al tău, pe lângă investițiile astea pasive pe care poate să le faci, un focus de-al tău este să-ți crești venitul activ, care din punctul meu de vedere, în continuare, îl văd cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem noi toți. Înainte de investiții pe bursă, înainte de, nu știu, investițiile pe bursă, în cripto, în orice, sunt cumva investiții relativ pasive. Hai că dacă vrei să fii trader, poți să faci asta zi de zi, dar, în fine, alte cunoștințe, alte discuții acolo. Dar ce trebuie să facem noi, efectiv, noi ca așa, trebuie să ne creștem venitul activ. Și cum ai zis tu, prin joburi extra, așa, prin cunoștințe, să fim mai buni pe ceea ce facem, astfel încât să cerem mai mulți bani la locul de muncă, sau să ne schimbăm jobul, sau să avansăm, sau nu știu ce. Dar asta nu înseamnă să ne complacem acolo unde suntem, să dorim mai multe și să învățăm pentru a vrea mai multe. Sau să învățăm chestii extra, job, și să facem chestii extra, job. Nu știu, lucruri, multe lucruri pe care le putem. Și eu cumva asta a fost în fiecare an la mine, să învăț lucruri noi și să învăț lucruri extra și să încerc să fac venitul meu activ mai mare decât în acest anul trecut. Ca cum investițiile merg, bine, vine, vine criza, nu vine criza. Ele sunt active acolo, adică funcționează și vom vedea cu ele. Cred că cumva se întoarce tot la aspectul ăsta de mindset. Dacă îți dorești să faci lucrurile astea, dacă te gândești, dacă îți dai seama că te vor ajuta și sigur dacă ești motivat să le faci, că poate tot știm, da, normal că vreau să fiu plătit mai bine, normal că ar trebui să învăț mai multe. Ce cred că se întâmplă și încerc să cristalizez într-un material larg, articol probabil că ar fi, ideea de inflația cunoașterii, adică ce știam anul trecut ca și minim pentru job, de exemplu, sau pentru investiții, din păcate, pe măsură ce trece timpul, devine mai puțin important. Trebuie constant să înveți lucruri doar ca să rămâi la suprafață cu tot ce se întâmplă. Că este job, că este partea, nu știu, de social media, ok, a mai apărut TikTok, trebuie să învăț cum să mă filmez acum, nu mai... Și această inflație a cunoașterii cred că se întâmplă și nu atât de mult, nu atât de rapid, dar și în zona de
de investiții. Sunt mult mai multe instrumente, cum facem față, unele poate pierdem niște randamente foarte, foarte bune doar pentru că nu știm sau pentru că ne este frică. Iar referitor la ce spuneai tu cu creșterea venitului activ, pe mine ce m-a ajutat a fost aspectul ăsta de gândire globală. Ok, eu sunt în România, poate și asta mă gândeam chiar înainte să existe platformele astea de delivery, de șofer on demand, să zicem. Am zis, ok, vreau să fac cursuri. Am făcut primul curs pe care l-am făcut, a fost în engleză, pe Udemy. Și am continuat, am creat un singur curs în limba română, care este cel de podcasting, care este și disponibil gratuit online. În rest, toate au fost în limba engleză și chiar mă gândesc să avea un plan de a învăța limba spaniolă pentru a putea crea conținut în limba spaniolă, pentru că este, cred că, în top 3 limbi vorbite la nivel global. Am fost abordat chiar de unii care făceau, de o platformă care făcea, oferea practic dublarea, să luau transcriptul cursului și aveau persoane dedicate, dar reale, nu inteligența artificială, care citea, reformula și ieșea un curs nou, practic, dar îți aparținea ție în principal și puteai să te adresezi unor noi piețe. La fel, e gândire globală și dacă vrei să faci chestia asta, dacă îți dorești, dacă vezi avantajele, există platforme care au cursuri doar în anumite limbi. Deja simt că pierd, nu sunt prezent acolo, n-am ocazia chestia asta să fac. Și cred că e foarte mult, e un context, cred eu, bun de a testa, de a vedea dacă funcționează sau nu. La fel și cu partea de investiții cu sume mici, cred că și testarea de side hustles sau de creșterea venitului se poate face, se pot face cu investiții mică de efort și de timp. Dacă nu trebuie să aștepți să-ți faci un canal de YouTube să fie monetizat un an de zile, când poți să publici un curs într-un weekend, de exemplu. Am făcut un curs de, cred că, vreo 2 ore într-un weekend. Am vrut să văd, am luat această provocare să văd dacă reușesc. N-a fost foarte bine pentru vocea mea, dar am reușit și mi-am demonstrat că se poate și am zis, bun, cum ar fi dacă aș face în fiecare weekend un curs, 52 de săptămâni pe an, aș avea o creștere dramatică pe așa ceva. Dar trebuie să-ți dorești și să ai un focus pe chestia asta. Cred că multe persoane nu văd ce este, știi că expresia aia, tot ceea ce îți dorești este de partea cealaltă a fricii. Nu văd departe de chestia, zic că alții se ocupă de chestia asta, eu nu mă pricep, nimeni nu se pricepe, eu n-am făcut un curs de creat cursuri, am apucat pur și simplu și am învățat pe parcurs și mi-a și plăcut, poate asta e un alt aspect, dar e un moment atât de bun să testezi, cum ai zis tu, să nu te complaci, aia mi se pare cea mai mare problemă, vine inflația cunoașterii peste tine și rămâi, nu mai ești adecuat, nu mai ai minimum. Pentru că crește foarte mult tot ce se întâmplă în jur. Sunt roboți care scrie texte mai bune decât copywriteri. Exact. Voci tot așa sintetizate de AI care sună mai bine ca mine. Și ca noi, ca așa vreo cine zice voce. Trebuie să nu luptăm cu aspectele astea, să ne folosim de ele, pentru că poate cartea pe care, sau audiobook-ul pe care îl schimb, poate va fi narat de vocea mea sintetizată, lucrez și la aspectul ăsta, aș vrea să-mi transform vocea în ceva ce pot să fac on demand, chiar dacă mă doare gâțul, să se audă ca și cum aș fi spus eu. Deci lucrurile cu o viteză năucitoare se mișcă și dacă nu suntem la curent cu ele, ăsta e adevărul, rămânem în urmă. Asta este. Da, într-un fel este și greu să fii la curent cu toate. Nu știu, mi se pare foarte, foarte greu. Poate că atât eu cât și tu suntem privilegiați că suntem cumva la laptop mereu și că așa e. Cumva mai putem scăpa printre munca noastră pe care o avem să facem un research repede. Oricum, mulți dintre oameni pot să facă ce facem noi, dar nu fac research în timpul liber. Dar cumva noi avem și noroc. Dar sunt mulți care n-au, să zic, ocazia asta să stea să facă mereu research cum suntem noi. Dar da, asta, inflația asta cunoașterii, îmi place foarte mult conceptul, e foarte adevărată și dacă cumva un an sau nu știu câteva luni stai și nu acționezi, s-ar putea să ai multe de pierdut, foarte multe de pierdut.
Și da, trebuie să fim acolo prezenți, indiferent ce s-ar întâmpla. Indiferent ce s-ar. Sunt de acord și vezi, tot acolo ajungem cu ideea de ok, sunt persoane care n-au acest timp. Eu mă consider că nu acord de ajuns de mult timp. Îi admir pe oameni care au mult mai mult timp să facă aspectul sau focus să facă research în zona asta mult mai mult. Ajungem tot la ideea de ok, hai să zicem românul de rând, oamenii de rând, au un job destul de copleșitor, nu acordă timp de la 9 la 6, 9 la 7 poate. Dacă mai au și alte chestii de făcut prin casă sau dacă mai au un alt side hustle, când să aibă timp de așa ceva? Și atunci apar, de asta apar, mi se par bune microformatele de conținut. Băi, am 10 minute, atât am, vreau să învăț ceva despre, am căutat finance, finanțe, bani, ceva pe TikTok undeva, vreau să găsesc ceva valoros. Păi ar trebui să apărăm, ar trebui să fim prezenți și ar trebui să oferim și acolo o valoare, dar să o împachetăm într-un mod în care este... juicy, este, te face curios, zici, ah, ok, interesant, randamente de, ai postat tu chiar azi, că am văzut pe TikTok, randamente de 39% pe BVB. Ah, wow, ok, nu știu ce e BVB, vreau să aflu, înțeleg 39% cumva, înțeleg cumva poate ideea randament. Cool. În ultimul an, dacă ai fi investit acum un an, exact. Ai fi avut 39%, ceea ce mi se pare wow. Din punctul meu de vedere. Nu făcând stock picking, nu vreo strategie, nu știu de care, da, de ce a... Chiar ETF-ul care este la nivel de România. Sunt discuții, am văzut pe grupurile noastre de educație financiară, să zicem pe grupul Știința Banilor, că sunt mai mulți oameni. Da, sunt niște oameni care acolo comentează, nu vorbesc de admin sau moderator, sunt oameni care comentează în care le place să comenteze anumite lucruri în care, în loc să le facă să si le simplifice, genia ETF-ul ăsta, că pentru tine că ești începător, este foarte ok să iei ETF-ul ăla, ei te direcționează în anumite lucruri mult mai complicate, câștigi mai mult sau nu. Dar uite, doar un simplu ETF ar fi 38%. Că plătești 1% comision sau 1 și ceva cât este pe an, ok, plătim, vezi, lipsa de cunoaștere și de experiență de 3, 5, 10 ani, o plătesc cu 1%, dar totuși am câștigat 38, 7, cât, hai să scade. Dar cumva trebuie practic e o chestie de acționat. Trebuie să acționăm ca să avem câștigurile și sunt foarte multe și se pot câștiga foarte mult și ușor, destul de ușor bani și nu vorbesc de zona cripto, că acolo lumea toată vrea să se îmbogățească. Eu vorbesc de zone mult mai ok, să zic, cu istorie mult mai mare în spate, pe bursă, care poți câștiga destul de rapid multe sume de bani. Mai fac și eu un anunț acum spre final de episod. Căutăm oameni, dacă sunt persoane care ascultă podcastul sau se uită la episodul ăsta și sunt interesate să colaboreze cu noi pe zona de social media, content, repurposing, transcriere, poate și un pic de copywriting sau content writing mai degrabă, suntem deschiși. În viziunea mea n-ar fi poziții full-time, ar fi colaborări cumva punctuale sau project-based, dar vrem să vedem unde ne poate duce aspectul ăsta. La fel este un lucru pe care l-am mai spus și în alții, în alte sezoane. Anul ăsta sunt mai decis că ne-ar crește output-ul și clar și calitatea materialului, dacă mai este cel puțin o persoană care mai verifică, mai postează, ne mai dă un sfat, ne mai găsește invitați și așa mai departe. Pentru a aduce misiunea proiectului mai departe, mai rapid, pentru că e, din păcate, și un termen limită, poate după 10 sezoane nu mai vrem să continuăm sau nu mai putem să continuăm sau să se transformă în altceva. Mi-aș dori o creștere accelerată, aș vrea să, și nu în 2-3 persoane e destul de greu de ajuns, deci ne mai trebuie niște resurse sau să fim foarte deștepți la modul în care manevrăm lucrurile, deși asta aduce în partea cealaltă, e nevoie de timp și de focus pe care poate îl avem, poate nu îl avem, poate îl dedicăm altor proiecte și atunci cumva parcă tot acolo ajunge, ne mai trebuie niște persoane să ne aștepte colaboratori. Deci tot la contact@laurentiumihai.ro. Da, aștept cu drag orice feedback, orice idei de invitat sau dacă vreți ajutați cu drag podcastul nostru, cu mare drag ne puteți contacta și nu doar acum la început, de așa și pe viitor, la următoarele, așteptăm cu drag orice mesaj de la voi.
Noi avem deja câteva episoade menționate de episodul cu muzicianii românești, avem câteva episoade deja înregistrate. Știu că am făcut în anumite momente niște pauze. Mie mi-a revenit cheful de a discuta, de a vorbi cu oamenii și mai ales când sunt subiecte noi, care mă... Wow, ok, nu știam că există chestia asta. Și vom vedea, n-aș putea să zic neapărat că o să fie mai multe episoade ca sezonul precedent, poate nu cu mult, dar cred că va fi mai diferit sezonul ăsta. Vor fi și surprize și lucruri de vizuale. Plus o să fie multe episoade cu noi, vorbind cum suntem și acum, să-mi face și multe episoade. Mai multe decât anul trecut și, evident, mai multe decât cum doi ani, când nu prea am făcut, să zic așa, multe. Da, așa este, așa este, da. Îți mulțumesc foarte mult, Laurențiu, cred că mă bucur să te văd și că lumea este sănătoasă și că planurile sunt în creștere și că există planuri. E un început provocator, nu doar la nivel financiar, dar și pe alte planuri. Și îți urez ție succes, dar și ascultătorilor și persoanelor care se uită la episodul ăsta și, cum ai spus și tu, nu e moment mai bun decât acum să acționezi. Exact. Nu e moment mai bun decât să acționezi. Să ne auzim cu bine la următoarele. Un an nou bun la toată lumea și numai bine.